cenușotcă cel năzdrăvan. Au fost odată un om și o muiere. Oamenii aceștia aveau 3 feciori, dintre care cei mai mari 2 erau ca toți feciorii din lume, acuși mai buni, acuși mai răi, acuși mai cu minte, acuși mai nătărăi, după cum erau ceasurile, și erau frumoși precum i-a lăsat Dumnezeu. Feciorul cel mai mic însă era prăpădit ca vai de el, nătâng și nespălat, deci era nu știu cum să te uiți la el. Și cât mi ți-a lăsat Dumnezeu de lungi zilele de peste an, ședea în gura cuptorului, îngropat în cenușă, și cernea mereu cu o sită ciuruită, cenușa arsă în vatra focului, deși gura și părul și toate cămășuțele ce avea pe el erau colbăite ca sacul. Și până ce frații săi mai mari mai făceau câte o ispravă în jurul casei, mai dădeau pe la joc și șezători, dacă nu alta, el ședea lipit în gura cuptorului, de parcă era pironit cu cuie. Din această pricină, cei din casă îl numeau Cenușotcă și așa îl știa toată împrejurimea satului. Destul s-a silit omul nostru să-și dezvețe băiatul de acest nărav urâcios și să-l facă și pe el om. Încercata și cu sfatul și cu palma, dar n-au izbutit nici într-un chip, pentru că bine ziceau bătrânii că năravul din născare leac pe lumea asta n-are. Și mă rog, mai departe așa spune povestea, că omul acela avea și el ca păcală o holdă în hotarul satului și semănase o văz în ea. Umblau vremuri bune pe atunci, mai cu rânduială decât astăzi, și o văzul omului ieșise deasupra brazdei și acoperea goliciunea pământului, formând un covor mândru de pajiște molatec. Bietului om îi râdea inima când se uita la holdă și nădăjduia în Dumnezeu că l-o pune și pe el mai la cale cu cele ale averii. Dar, Doamne, multe zile mai sunt din primăvară până colea pe la Sânt Petru, când intră cosașul între lanuri și strică cuiburile pipălăcilor întârziate. Și în multe chipuri se mai schimbă lucrurile omenești într-o clipă, nu într-atâta mare de vreme. Era ovăzul măricel și negru de-ți fugeau ochii pe el, când se pomenește bietul gazdă într-o dimineață cu el păscut mai de jumătate. Sărmanul om, când și-a văzut holda călcată de copite, de parcă herghelia satului a trecut peste ea, și ovăzul păscut până în rădăcină, de-ți părea că au tăbărât lăcustele, a suspinat din greu, s-a întors acasă și le-a spus feciorilor mâhnirea sa sufletească. Nu îți face inimă rea, tată, zice feciorul cel mare, că voi sta eu la noapte la pândă și să n-am un Dumnezeu de nu voi face praf și pulbere pe răutăciosul care băgubește pe sărac. Și precum a zis, așa a făcut. Și ia el toporul și o măciucă bună, pune fluierul în șerpar și pleacă de cu seară la locul de pândă. Acolo înconjură de câteva ori holda, mai o măsoară de câți pașie și în sfârșit, așezându-se sub copacul din mijlocul holzii, pune fluierul la buze și-ți trage nene niște doine, de chiar ovăzul se legăna în tăcerea nopții. Când colo, pe la miez de noapte, după ce ieșise cloșca din dosul dealului, când dorm apele și chiar greierul gurate cășurează mă capul obosit pe un bruș în iarbă, îl apucă pe feciorul nostru un fior și cască și cască, până se îmboardă la o parte și adoarme dus. Atunci se aude numai dintr-o parte un ropot năprasnic, ce semăna acopite de cai și ce să vezi, măi, o herghelie de cai trupeși și zburdalnici venea în fugă mare, rânchezând și zvârlind din picioare ca armăsarii cei împărătești. Și se pune herghelia la ovăzul omului și paște și paște ca dintr-al stăpânului, până se satură. Atunci o iau cai iar de unde au venit și pe când s-a pomenit feciorul omului, holda era păscută de jumătate, dar pune mâna dacă ai pe cine. Se întoarce flăcăul acasă și spune cu rușine cam ce a pățit. Voi merge eu la noapte fârtate și dacă e vorba numai de atâta, las pe mine, că doar nu sunt cenușotcă să moțăiesc zgâțâind sâta în gura cuptorului, zise feciorul cel mijlociu. Puse și el toporul pe mână, măciuca sub soară, fluierul în șerpar și se duse.
dar pe semne nu era lucru tocmai ușor acela, căci colo după miezul nopții îl apucă și pe el un fior rece și cască ce cască până se imburdă și adoarme ca pământul. Atunci ia că hergelia cea de ieri iară se pune la ovăz și dă-i și dă-i până se satură. Și parcă era făcătură, că de la vecini nu lua niciunul nici măcar o gură. Când s-a trezit flăcăul, câmpul era liniștit, dar din ovăz abia mai rămăsese o bucată mică la un capăt de hold. Se întoarce flăcăul acasă cu rușinea în obraz și spune tot aceea ce a spus frate Suieri. Mare supărare au cuprins pe oamenii noștri atunci, văzând că nu e chip să scape de răul ce-i bântuie. Și cum se tânguiau astfel, începe numa cenușotcă de colo din gura cuptorului și zice cu glas cam răgușit. Nu te supăra, dumneata, tată, pentru lucrul acesta, ci fă bine, te mă lasă și pe mine să stau de pândă lângă ovăz, că dacă a vrea Dumnezeu să fiu eu cel norocos, nu ți-a părea rău, iar dacă mă-i poticni ca frații mei, atâta pagubă. Când auziră cei din casă aceste vorbe, se uitară unii la alții și izbucniră în hohote. Ei, cenușotcă, fătul meu, zise părintele, rău ai nimerit-o. Dacă n-au putut frații tăi să facă ispravă, cum păcatele tale vei putea tu izbuti, când tu abia știi în care parte e holda și abia te uiți cu ochii și vorbești cu gura sărmanul de tine? Dar pace de învoială! Cenușotcă că el va sta de pândă la holda cu ovăz și de celelalte puțin îi pasă. În sfârșit se învoiră oamenii. Pe semne își vor fi pus de gând să mai facă vreo șotie de care să râdă o bucată de vreme. Se ia cenușotcă din vreme, urduros, nespălat și plin de cenușă cum era și hai, hai, în pas lin cum îi era mersul până la holda cu ovăz. Acolo se pune pupurez lângă copac, proptit de tulpina lui, și așteaptă liniștit întâmplările ce au să urmeze. Se înseră, iese luceafărul, iese cloșca de după deal, trece miezul nopții, dar cenușotcă nici nu se gândește la somn. Când ia că numa, că vine hergelia noastră, voioasă și fără frică, țintă la ovăzul omului. Cenușotcă tace molcom, ghemuindu-se și mai tare, când ce să vezi? Armăsarul hergheliei se apropie de copac și se scarpină de tulpina lui. Atunci se apucă cenușotcă de coamă, se aruncă pe cal și îl încalecă domnește, căci eu stăpân și tu ești cal. Armăsarul rânchează de bucurie de să-i iei auzul flăcăului și zice voios astfel. Aha, cenușotcă, stăpânul meu iubit, de mult te caut și mult am dorit să te văd pe spinarea mea. Ține-te bine, că ce-i vedea n-ai mai văzut. Cenușotcă se apucă bine de coama armăsarului, care se ridică în vineția cerului deasupra pământului, apoi se coborâ iarăși pe holda omului ca săgeata cerului. Îi dădu lui cenușotcă trei fire de păr din coamă, unul de argint, altul de aur și al treilea de diamant și zise: când îi avea lipsă stăpânul meu de mine, scutură unul din acești peri și eu îndată voi veni într-ajutorul tău. Coborându-se cenușotcă, armăsarul o luă la fugă după hergelie, care, fără să rupă un fir de ovăz, a luat-o la sănătoasa, îndată ce a încălecat cenușotcă cârma lor. Iar flăcăul s-a întors acasă, nespunând nimănui nimic, și toată lumea s-a mirat când au aflat ovăzul așa cum l-a lăsat ieri. Nu căscați, oameni buni, că cei frumos de acum vine și până la capăt mult mai ține, iar cea cu dragostea să nu gândiți că rămâne. A fost dară astfel că acolo în sat ședea împăratul, care stăpânea peste țara aceea și căruia îi ziceau împăratul verde. Acest împărat avea o fetișcană ca de 18 ani, mândră de-ți frigea inima și vestită pe vremurile acelea, cu fața ei de spumă, cu părul negru ca pana corbului, cu ochii ca mura și cu sânul fecioresc ca al îngerilor din ceruri. Doamne, pe mulți feciori de împărați, de crai și de boieri i-a rănit la inimă și pe mulți îi băgase nebuneli cu ochiul ei ager. Dar împăratul nu voia să-și mărite fata după fiecine, ci căuta un viteaz și voinic care să îi se potrivească și să fie vrednic de darurile cu care Dumnezeu o înzestrase.
Din pricina aceasta, face el o cunună frumoasă de aur și mărgăritari, din diamant și câte pietre scumpe nu sunt pe lumea asta. O pune în vârful unui turn înalt, zidit de cei din tâi meșteri din împărăție, și dă veste în lume că acelui voinic care va putea sări cu calul până la vârful turnului și va putea lua cununa, îi va da fata și îl va face moștean împărăției lui. Că mă rog, uitasem să vă spun cum că împăratul verde nu avea niciun fecior. Venit au atunci feciori de împărați și de crai din toate părțile lumii, venit au boieri și oameni mai de rând să-și încerce norocul, că mă rog, pe toți îi durea inima după fetișoara de împărat, care ședea la fereastra palatului și privea la ceata de voinici. Să fi văzut opintiri, să fi văzut sărituri, dar în zadar, căci niciunul nu se putea înălța nici până la mijlocul turnului și toți se întorceau la vetrele lor rușinați. Feciorii omului nostru merseră și ei să vadă cununa ce lucea ca un soare luminos în vârful turnului și să se uite la feciorii de împărați îmbrăcați în haine scumpe și călări pe armăsari turbați. Când nu era nimeni acasă, iese numai cenușotcă din cotrogul lui cald, se duce tiptil în dosul casei și scutură părul cel de argint ce-i dăduse armăsarul Hergheliei. Și nu trece o clipă până ce iacă vine un armăsar trupeș și semeț și iute la picior cu coama din fire de argint. Dă el lui cenușotcă niște haine de argint și îi spune să le îmbrace. Îmbrăcă cenușotcă hainele cele sclipicioase, încălecă murgul și plecă și el la curtea împărătească să încerce a lua cununa. Când au văzut oamenii pe cenușotcă, s-au mirat cu toții și nu se putea uita destul la el, pentru că așa voinic zdravân și frumos și așa cald trupeș nu mai văzuseră de când erau ei. Ajungând la turn, își opintește cenușotcă calul și sare mai sus decât toți ceilalți, dar și el abia a ajuns până la mijloc. Dacă vede că nu izbutește, se întoarce pe altă cale acasă, trage în dosul casei, dezbracă hainele cele de argint și, punându-le pe armăsare, dă drumul. Iar el se așează iar în gura cuptorului și apucă sita plină de cenușă, ca și când nu s-ar fi întâmplat nimic. Într-un târziu, iacă-tă-i vin frații lui acasă și-i zic necăjindu-l. Ei, cenușotcă, să fi văzut-o ce fecior de împărat a fost astăzi la turnul cu cununa? Era îmbrăcat în haine numai de argint, călare pe un armăsar năzdrăvan cu coama din fire argintoase și toată lumea se uita la el, că așa minune nu s-a mai văzut. Și eu l-am văzut, răspunse cenușotcă nepăsător. M-am suit pe cotețul de porci și de acolo mă uitam la el. Frații lui se duc atunci și dărâmă cotețul ca să nu mai aibă cenușotcă unde se urca. Atât de urât le era acest frate, pedepsit de Dumnezeu cu o slăbiciune ca aceea. A doua zi se duc feciorii cei mai mari iarăși la curte și când nu era nimeni prin prejur, iese cenușotcă din cenușă, se spală cu rățel, se duce în dosul casei și scutură părul cel de aur ce-i dăduse tot armăsarul Hergheliei. Nici n-a pus bine firul de păr până iacă vine, dragul meu, un șoimulean năzdrăvan cu coama de aur, frumos de nu-ți puteai lua ochii de pe el. Cum ajunge, dă lui cenușotcă niște haine de aur și îi zice să le îmbrace. Îmbracă flăcăul hainele, încalecă armăsarul și pleacă iar la turnul cu pricină. Când l-a văzut lumea cu hainele lui scumpe, cu trupul său gingaș și cu minunea aceea de armăsar, au zgâit din ochi neștiind dacă-i vis sau ia ievea. Iar feciorii de împărați și de crai înecau mânia în sufletul lor, simțind că nu se puteau măsura cu străinul acela. Când era aproape de turn, dă pinte în calului și acesta sare până din sus de mijlocul turnului. Apoi o ia cenușotcă în altă parte și se duce către casă, dezbracă hainele și dându-le în seama armăsarului, îi dă drumul, iar el se pune în gura cuptorului, prefăcându-se că nu-i nimic. Colo despre seară vin frații cei mari iară și îi zic lui cenușotcă. Să fi văzut-o, măi cenușotcă, ce creișor mândru a fost astăzi la turn! Era omule al lui Dumnezeu, îmbrăcat în haine de aur sclipitoare de nu te puteai uita la ele. Și avea un șoimulean nene cu coama din fire de aur,
iute de picior, de pun jurământ că ai putea întrece cu el pasările cerului în zborul lor repede. N-aveți teamă, frații mei, că și eu l-am văzut. Eram pe acoperișul grajdului când a trecut prin sat și l-am văzut ca și cel care a trecut pe lângă dânsul. Atâta a mai trebuit fraților că s-au făcut foc și pârjol de mânie și pe loc a dărâmat grajdul să nu mai aibă cenușotcă de unde să vadă minunile ce s-ar mai arăta. Au legat vaca și călușei ce aveau de un stobor al gardului și a doua zi de dimineață s-au dus iarăși la curtea împărătească să nu cumva să treacă ceva fără ei. Vezi că lor nici nu le trecea prin minte ca acel minunat voinic să fie cenușotcă, fratele lor cel prăpădit, și să le fi spus cineva fleacul acesta, i-ar fi râs în față nerușinatul de el. Așteaptă cenușotcă cât așteaptă, până odată, că nu-l putea zări nimeni, iese iute din gura cuptorului, se spală binișor, dă o raită până după casă și acolo scutură părul de diamant ce mai avea de la armăsarul minunatei herghelii. Și cât ai clipit din ochi, vine fârtate, iute ca gândul, mai iute ca vântul, un armăsar sprinten, cu o coamă din fire de diamant ce te orbea uitându-te la ea. Cum sosește armăsarul, dă lui cenușotcă niște haine numai și numai de diamant, ce atât de puternic străluceau de nu te puteai uita la ele, cum nu te poți uita la soare, colea în luna lui cuptor, când îți dogorește în miez de zi deasupra cerului. Îmbracă cenușotcă hainele, încalecă calul și pleacă iarăși la turn să-și încerce norocul pentru cea de pe urmă dată. Când ajunge în fața lumii adunate, își astupă oamenii ochii căci nu știau dacă e acesta soarele sau e vreun făt frumos, venit de prin lumea zânelor. Se uita și fata împăratului la el și când l-a văzut așa de mândru și așa de minunat, i s-a pus o ceață pe inimă și dorea parcă să poată el împlini minunea. Și ce să vezi, când s-a ridicat odată acel cal trupeș, a ajuns fără o pintire până la vârful turnului, a pus cenușotcă mâna pe cunună și pe aici ție calea viteze făt frumos. Abia s-a deșteptat lumea din mirarea ce o cuprinsese până cenușotca și a ajuns în dosul casei, a dezbrăcat iute veșmintele cele strălucite și încredințându-i-le armăsarului, i-a dat drumul la trebile sale. Iar el s-a pus în gura cuptorului și umplând bine sita cu cenușă, o zgâțâia moțăind deasupra ei. Într-un târziu, ia cătăi numai vin și frații cei mari ață la cenușotcă și mândri și îngânfați, așa-i grăiesc. Ei, cenușotcă, să fi văzut tu ce făt frumos a dus cu nuna din vârful turnului. Era, măi, o frumusețe cum numai în vis o poți vedea. Și de ești fată să-ți răpui zilele de dorul lui, iar de ești fecior să-ți pară rău până trăiești că nu ți-a zis și ție o vorbă. Iar armăsarul lui, fratele meu, zbura ca gândul de acum îl vedeai și acum nu-l mai vedeai. Feciorii așteptau să se necăjească cenușotcă că nu a văzut și el această minune, dar el grăi liniștit. Chiar că bine zici, fratele meu, așa minune ca acel voinic nu știu dacă se mai poate vedea pe lumea aceasta. Și nu-mi pare rău că m-am suit pe vârful casei, fiindcă lucrul ce am văzut vrednic a fost. Frații lui cenușotcă să crape de mânie când au auzit aceste vorbe, dar casa nu mai puteau dărâma și de silă, de bună voie, s-au mai liniștit. Iar acum altă grijă și alt necaz, mă rog dumneavoastră, oameni buni. Că așa-i pe lumea asta, cum a zis cel din poveste, făcută din griji și căptușită cu necaz, ca să fie mai mult rău decât bine. Era adică mare întristare la curtea împărătească, că voinicul care a luat cununa a pierit ca o nălucă și nu se mai arăta nici dintr-o parte. Și fata de colo nu-i dădea din coastă împăratului, ci să-i aducă ursitul, vezi bine, fiindcă îi se topea inimioara de dragul lui. Împăratul verde a dat atunci poruncă slugilor sale să caute din casă în casă pe la toți feciorii de împărați și de crai din împrejurimea aceea, pe la toți feciorii de boieri din prejur și din întreaga lui împărăție, și pe acela la care vor găsi cununa din turn să-l aducă înaintea sa. Căutat au slugile împărătești pe la toți împărații și craii despre care au auzit. Căutat au pe la toți boierii din împărățiile vecine și din ținutul stăpânirii lui verde împărat, dar nici urmă n-au aflat de ceea ce căutau.
ce i-a trecut atunci împăratului prin gând că poruncește slujitorilor să caute pe la toți țăranii din împărăția sa după cununa cea scumpă. Caută ei și mai caută, zi și noapte neîntrerupt, ca la poruncă împărătească adică. Dar ia-o de unde nu e, parcă o înghițise pământul, nu alta. Împăratul verde, necăjit de această batjocură nemaipomenită, dă poruncă aspră tuturor slugilor să mai caute odată la fiecare supus al stăpânirii sale, de-ar fi bogat, de-ar fi cerșetor, țăran sau orice ar fi, și i-a avertizat bine că dacă se vor întoarce cu mâinile goale, pe toți de-a rândul îi va pune în spânzurătoare. Înfricate, slugile s-au pus pe căutat, altfel decât mai înainte, și nicio ascunzătoare, oricât de nebăgată în seamă să fi fost, nu le scăpa din vedere. Din casă în casă, din casă în casă, au ajuns ei și la omul nostru cu ovăzul. Să ne lași să căutăm și casa dumitale, nene, zice unul dintre slujitori către om. Ce păcatele mele ți mai căuta și la mine, că doar nu va fi luat cu nuna prăpăditul ăsta de cenușotcă? Și cum zise aceste vorbe, îl plesni peste cap de-i căzu căciula. Atunci toți rămaseră cu gurile căscate, că mă rog dumneavoastră, cu nuna cea de pietre scumpe și mărgăritare, era pe capul lui cenușotcă. Vezi că el, sărmanul, o ascunsese sub căciulă, neavând altunde. Dar nu-i destul cu atâta. Slujitorii rău și rău cu cenușotcă, că de unde are cununa? Pentru că cine ar fi cutezat să creadă că acel făt frumos era însuși cenușotcă prăpăditul? Dar dacă știau ei una și cenușotcă știa alta, și aceea ce știa el era că de câte ori îl întreba cineva despre acest lucru, pune ataca și scoate o vorbă dacă ai din cine. Văzând slujitorii că nu pot scoate la cale, îl duc cu cunună cu tot înaintea înălțimii sale, împăratul verde. Împăratul, pe de o parte, s-a bucurat că i-au aflat slugile cununa, iar pe de altă parte s-a mâhnit foarte tare, crezând că e vreo înșelătorie la mijloc după ce cenușotcă nici decât nu semăna cu voinicul cel în haine de diamant. Dar cenușotcă nu voia nici într-un chip să se destăinuiască și împăratul, necăjit cum era, a poruncit să-l închidă în corcina porcilor, crezând că până mâine, poi mâine, și atrage băiatul de seamă și va destăinui lucrul ce nu-l puteau pricepe. Și mai vesti în lume că voinicul care a luat cununa din vârful turnului să se înfățișeze înaintea lui. Așteaptă cenușotcă în cocină cât așteaptă, până odată scutură părul cel de argint și ia că vine calul lui cu hainele cele argintoase. Le îmbracă el, în cale carmăsarul și, făcând un ocol mare, vine la curtea împărătească. Împăratul și toți curtenii l-au cunoscut, era adică flăcăul din ziua cea din tâi, dar fata nu, că ei nu-i trebuie pe altul și pace bună. Se întoarce cenușotcă la cocină și a doua zi scutură părul cel de aur. Vine iară calul, îmbracă flăcăul hainele de aur și, ocolind cine știe pe unde, o dă iar pe la palat. Împăratul l-a cunoscut și acum. Vezi că era voinicul cel de-a doua zi și el mai că s-ar fi învoit și cu acesta, dar fata nu vrea să auză de tocmeală. Că ei moartei trebuie, dar pe altul afară de cel ce a luat cununa, ba. A treia zi îmbracă cenușotcă hainele cele de diamant, încalecă armăsarul său minunat și vine iarăși la palat. Când l-au văzut împăratul și curtenii, au sărit cu toții în calea lui, iar când l-au ochit fecioara, a vărsat o lacrimă de bucurie și ce-o fi simțit în inima ei, Dumnezeu o poate spune. Atunci ia că numai vine un slujitor speriat și spune împăratului că a fugit cenușotcă din cocina porcilor și că l-au căutat pretutindeni, dar nicăieri n-au dat de urma lui. Voinicul se destăinuiește atunci împăratului și toată lumea s-a mirat aflând că cenușotcă e făt frumosul care a luat cununa. Dar ce-i păsa împăratului, ce-i păsa fetei de aceasta? Împăratul verde i-a dat puiul său de fată și au făcut, mă rog dumneavoastră, un ospăț ca acela, de i-a mers vestea peste 7 țări și 7 mări. Fostau acolo crai și împărați din toate părțile lumii, fostau sfatul ocârmuirii și întreaga boierimii acelei împărății. Acolo a fost și omul nostru cu ovăzul, cu muierea și cu feciorii frații lui cenușotcă, care la început pocneau de necaz, nu-i vorbă,
dar mai târziu, apucând niște costițe de porc și câte o cană cu vin, s-au mai astâmpărat și s-au amestecat și ei printre nuntașii veseli. Acolo am fost și eu, mă rog dumneavoastră, și apoi ce veselie am mai tras, n-ar fi rău să fie și acum barem pe jumătate. Dar zic că odată și-a măritat împăratul verde fata cea frumoasă și odată s-a însurat cenușot că cel vestit. Iar împăratul, fiindcă îmbătrânise, a lăsat locul domniei sale ginerelui, care și-a cârmuit cu înțelepciune și bunătate popoarele și s-a iubit cu frumoasa sa împărăteasă și dacă n-au murit, trăiesc și în ziua de astăzi. Iar acum, după răgușeală, ar fi bun un păhărel de vin din acela ce era la nunta lui Cenușotcă și de-ar fi, poate că aș mai povesti, dar fiindcă nu-i, îmi pun gura bine și mă închin cu plecăciune. Sper că ați rămas până la finalul acestei povești și dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați. Ne ajută foarte mult. Să distribuiți și să apreciați dacă considerați că merită. Până data viitoare, toate cele bune!